Să știți, Churchill spunea o chestiune, două chestiuni fabuloase. Una, când a ajuns prima dată pe băncile Camerei Comunelor, tatălui fusese parlamentar 30 ceva de ani. Și ajunsese și un prieten de-a tatălui care îl cunoștea de copil în casă, era lângă el și el arată cu degetul vis-a-vis către laburiști și spune, uite, acolo sunt dușmanii noștri. La care el zice, nu, tinere, Winston, nu, acolo sunt adversarii noștri. Dușmanii noștri sunt aici. Cum? Păi sunt colegii noștri. Nu. Și la sfârșitul vieții, în un interviu dat unei colege de-a noastră din BBC, a spus așa, din păcate, 70% din timpul meu în viața publică, el fiind parlamentar 47 de ani, 45 de ani absolut, mi l-am petrecut luptându-mă și căutând să mă apăr de atacurile din interiorul propriului partid și abia 30%, deci o treime din timpul meu, m-am războit cu adversarii politici. Din păcate, în politică, de foarte multe ori, aparent sunt echipe, în realitate atunci când unul are o dificultate, de multe ori te trezești din propriul partid că împinge, pune cea gaz pe foc și nu de la adversar. Da, asta e viața. Asta domnul e frumusețea politică. Ce vă este? Vă este partener? Domnul Ciolacu este un partener, este un partener temporar la guvernare. Nu ne iubim cu PSD, eu cu domnul Ciolacu nici atât și cred că se vede public asta. N-am să-l jignez niciodată, că consider că limba română are suficiente cuvinte și fondul lexical este atât de bogat încât putem folosi alte cuvinte decât cuvintele foarte, tușele foarte groase și cuvintele jignitoare. N-am înțeles atacul său direct, mai ales că eu am vorbit în general de partid și de o situație în care încercăm o reconfigurare în relația din interiorul coaliției, pentru că Nicolae Ciucă, președintele PNL, a fost un prim-ministru care a respectat deopotrivă atât pe cei din opoziție, cât și pe cei de la cât și pe cei din coaliție, fie PNL, fie PSD, fie UDMR când era și UDMR. N-a făcut diferențe între un ministru PNL și un ministru PSD. Și noi n-am cerut altceva decât să ni se spună când se iau decizii, să fim consultați în coaliție, să nu ne trezim cu deciziile puse pe masă sau mai mult anunțate în spațiu public. Scandalul a pornit de la... erau lucruri adunate, dar a pornit de la faptul că după decizia noastră prin noi înșine, când practic PNL a decis în sfârșit sau într-un sfârșit să se desprindă de pulpana, de influența social-democrată, și să meargă singur în alegeri, în toate cele patru rânduri de alegeri din 2024, a apărut o nervozitate la socialdemocrați. Iar în momentul în care noi ne-am poziționat împotriva limitării plăților cash pe celebra ordonanță, au considerat că este o chestiune de atac direct, pentru că poziția lor era de susținere. Asta, deși România nu are rețea de bancomate, nu are, funcționează diferit, trebuie să ne uităm la realitatea românească, nu la realitatea elvețiană sau suedeză. Ei, și ei au venit și au mutat cu această creștere. Noi am discutat în coaliție o creștere a pensiilor de 13,8%, care era creșterea pensiilor generată de indexarea cu inflația din 2022. Absolut normală, firească și obligatorie. Și am spus, da, de pe 1 ianuarie vom crește pensiile cu 13,8%, cum este legal, potrivit inflației de pe anul 2022. Din pachetul fiscal aplicat am obținut suma necesară și pe 1 septembrie, când vom aplica noua lege a pensiilor cu recalcularea punctului de pensie, vom vedea cu cât mai putem să creștem pensiile românilor. Acelor 4,9 milioane, 4,8 milioane de pensionari români. PSD a ieșit prin vocea doamnei Bucura și a anunțat 40%, fără să ne întrebe. Repet, nu e o problemă, puteam anunța sau puteam anunța noi 50%, 60%, totul este să fie sustenabil. Și am întrebat o chestiune simplă. Dom'le, de unde luăm bani? Pentru că noi nu vom mai fi de acord cu creșteri de impozite, taxe sau de cu scoateri de facilități în 2024. Considerăm că deja mediul de afaceri român este suprataxat, deja nervozitatea mediului de afaceri este la limită,
Pentru că, vrem nu vrem, acest guvern, care a promis inițial, când a fost ea constituită coaliția, acum 2 ani de zile, în luna noiembrie, că nu vine cu taxe și impozite, a reușit, după o vară întreagă în care am ținut în tensiune mediul economic, să totuși, chiar dacă PNL a intervenit, și o să vă spun pe ce a intervenit, să introducă niște creșteri de taxe. Că la micro-întreprinderi, de la 1% a crescut la 3%. S-au scos anumite facilități din zona de IT, de construcții, de agricultură. S-au introdus anumite impozitări pe anumite zone care nu pot fi excluse și unele dintre ele nici nu au intrat în vigoare. Vor intra în vigoare pe 1 ianuarie, deci se vor resimți în februarie-martie. Și am spus, mediul de afaceri, care este motorul economiei și fără ei trebuie să înțelegeți, dragi socialiști, că nu veți avea bani să împărțiți nici pensionarilor, nici bugetarilor, pentru că banii de acolo vin. Ăsta e motorul economiei. Cele 684.000 de societăți comerciale. Sigur, din păcate doar 150 dintre ele cu cifră de afaceri de peste 100 de milioane și încă 240 cu cifră de peste 50 de milioane. Deci sub 500 de societăți comerciale în România au cifră de afaceri peste 50 de milioane. În schimb, sunt 384.000 de societăți comerciale, micro-întreprinderi, care beneficiază de acest plafon de 500.000. A fost o bătălie foarte dură pe care am dus-o în ședințele coaliției. Acolo s-a tensionat relația mea cu Marcel Ciolacu și parțial cu Marcel Boloș, pentru că am încercat să le explic și mă bucur că în cele din urmă au înțeles argumentele, că o scădere a plafonului de la 500.000 la 100.000 sau 60.000 este devastatoare. Că acel prag de 30% de profitabilitate introdus, care era în documentul inițial, în ordonanța inițială, era de asemenea o chestiune care apăsa foarte mult pe întreprinzător. Plus, a mai fost măsura dorită de creșterea impozitului pe dividende de la 8 la 16. Eu am spus așa, impozitul pe dividende a fost 5. Noi l-am crescut în urmă cu un an și jumătate la 8, deci cu un procent de 3, cu 3%. Nu putem să dublăm impozitul pe dividende, pentru că asta înseamnă că apăsăm și mai mult mediul economic. Am scos impozitarea contractelor part-time. Deci sunt câteva lucruri care au afectat zona privată și consider că avem nevoie, ca să fim siguri că nu veți folosi bani suprataxând companiile, capitalul românesc, dați-ne garanții că nu veți crește impozite și taxe în 2024 pentru creșterea de pensii. Pentru că înțeleg că cei 15 miliarde necesari pentru creșterea de 13,8, indexarea de 13,8 din ianuarie există. Ok, din pachetul fiscal. Dar ceilalți bani, plus că ne-au aruncat în față 33 de miliarde, apoi de fapt 10 miliarde, doar 2 miliarde de euro această indexare, care nu e de 40%. La unele pensii e de 83% maximal, iar la altele e doar de 2%, iar altele nu vor crește cu nimic. Românii trebuie să știe, toți românii, toți pensionarii români vor avea o creștere reală, vizibilă, de 13,8%, de 14% în ianuarie. Ei vor vedea pensia aferentă lunii ianuarie că a crescut cu 14%. În 1 septembrie, cei care se așteaptă să vadă că le-a crescut cu încă 26%, potrivit anunțului doamnei Bucura Oprescu, s-ar putea să rămână ușor dezamăgiți. Pentru că la unii, repet, va fi o creștere de 83% sau de 60%, iar alții deloc. Și sigur că noi nu putem fi acuzați că n-am dorit sau că nu dorim creșterea pensiilor. Dar vă spun ceva. În România există 960.000 de pensii care au valoare de până în 1.200 de lei, până în 240 de euro. Alte 2,2 milioane de pensii care au valoare până în 2.000 de lei, adică până în 400 de euro. Și alte 1,3 milioane de pensii care au valoare de până în 3.000 de lei, până în 600 de euro. Adică toate pensiile din România, 4,8 milioane, socotiți dumneavoastră și veți vedea că 4,3 milioane sunt pensii până în 3.000 de lei. Restul, deci doar 380.000 de pensii în România sunt mai mari de 600 de euro. Doar atâtea, aici incluzând și pensiile speciale. Da. Deci și ocupaționale, ale armatei, ale jandarmilor. Deci
Clar că e nevoie de o creștere a acestor pensii, dar în același timp este nevoie de o echitate. Pentru că în cazul pensiilor de 20.000 de lei sau 25.000 sau 18.000 sau 40.000, există și din astea. Nu e normal să crească pensiile cu 40%. În schimb, și la aceia vor crește, și la cel cu 1.200 de lei, și la cel cu 40.000 de lei, va crește cu 13,8. Pentru că altfel, e unul singur atacă la CCR și anulează legea. Și atunci, acel procent de 13,8, acea indexare, aia se aplică tuturor. Deci, de la această discuție, noi am fost deranjați de faptul că am fost foarte atacați în spațiu public și toată comunicarea PSD s-a dus împotriva PNL, spunând PNL nu vrea creșterea pensiilor. Nu! PNL dorește creșterea pensiilor și a dorit creșterea pensiilor și a votat creșterea pensiilor. Dar a cerut sursele de finanțare, o chestiune de normalitate. Dumneavoastră vă cumpărați un ceas de 20.000 sau de 200.000 sau de 2.000 sau de 200 de euro în funcție de bugetul care l-aveți alocat. 20 de euro acum. 20 de euro, vă calculați. Am un băiețel care trebuie dus la școală, care trebuie să-i cumpăr hăinuțe de că vine frigul. Am o soție, poate ia un parfum de Crăciun. Am de făcut un brad, da? Și vă faceți un buget. Așa e. Și bugetul național e același lucru. Gândiți-vă că proiecția de creștere a pensiilor în 5 ani de zile pe legea votată săptămâna aceasta este de 163 de miliarde. Deci 163 de miliarde înseamnă numai puțin de 33 de miliarde. Deci 33 de miliarde de euro. Care trebuie să-i scoatem de undeva, pentru că noi nu ne putem gândi doar la impactul din 2024 și după noi potopul. Trebuie să ne gândim și la 2025, că guvernează PNL, că guvernează PSD, că guvernează USR, că guvernează... Cine o guverna România asta? Eu cred că PNL va fi în formula guvernamentală, dar trebuie să ne gândim de unde scoatem ceilalți 30, că acum sunt 25 de miliarde, 15 plus 10, dar anul viitor sunt 33 plus încă 12, adică 45 de miliarde. De unde iei banii ăștia? 45 de miliarde înseamnă 9 miliarde de euro. Pentru că trebuie să iei o parte din combaterea evaziunii fiscale și am fost foarte deranjat. Eu am văzut că au sărit la mine, domnule, dar ce ai cu portul Constanța? Păi vă spun ce am. Portul Constanța este un port care, datorită situației războiului din Ucraina, a crescut ca trafic de la 4-5 mii de containere pe zi la 22-23 de mii de containere. Este o cifră uriașă. Numai că ce să vezi? Dintr-un total de 4 milioane de containere care au intrat până la un moment dat în portul Constanța în acest an, 4 milioane de containere, știți câte au fost trecute prin scanere? Cât? 7.000. Deci din 4 milioane și am zis, domne... E ce vama? Am zis, păi domne, stați o secundă. Scanerele din vămi, din vămile de sud și est ale României nu funcționează. Că le-a lovit un camion, că nu funcționează. Scanerele din aeroport, din portul Constanța nu funcționează. Și noi venim cu ANAF-ul și punem presiune și ne ducem cu agenția ANAF și călcăm în picioare pe ăla care are două magazinașe, unul la Rieșeni și unul la Rădăuț, care are un magazin între blocuri, care are un service auto, care are o spălătorie, adică pe micul întreprinzător care deja a mărit impozitul de la 1 la 3%, ăla care are micro-întreprindere. Acum ce facem? Nu ne uităm la mare evaziune? Adică mare evaziune din portul Constanța. Legume, fructe intrate în România, depozitele angro din jurul capitalei, complexul Europa, Dragonul Roșu, petrol și motorină și benzină. Dom'le, chiar refuzăm să ne uităm la asta și ne uităm să călcăm în picioare pe băbuța care vinde, pe bunicuța care vinde 3 roșii și 2 ouă pe marginea drumului sau pe cel care vinde pe Valea Călugărească niște struguri sau în Pașcani 2 mere? Adică așa combați tu, pentru că da, avem un gap de 45 de miliarde. Deci gap-ul la TVA, care teoretic e cel mai ușor, din Uniunea Europeană. Dar e cea mai ușor de încasat taxă. E de 45 de miliarde. Păi haide să ne uităm cum scădem acest gap, haide să ne uităm cum dăm drumul la scanere, cum facem odată factura aia electronică, că încă mai există facturi, cumpărau ăștia facturi, știți foarte bine. Suntem o țară înapoiată să vorbim despre
viitor și noi să ne ocupăm, să vorbim despre digitalizare și la noi încă să meargă aia cu facturile sub braț. Nu se face așa ceva. Și asta le-am enunțat eu la o televiziune prietenă cu dumneavoastră, cu Hot News. Și de acolo a izbucnit scandalul. Că, domne, ce are Rareș Bogdan cu noi, că atacurile... În primul rând, și a apărut premierul României, a folosit cuvântul sau cuvintele... Nu se face un premier, nu procedează în felul ăsta. Mă bucur că eram suficient de calm, eram o zi foarte obositoare la Bruxelles și lucrasem toată ziua și mă bucur că m-au sunat imediat alte televiziuni decât cea unde era premierul să intervin, să-i dau replică. Și nu am vrut să-i dau și mă felicit pentru că aș folosi poate cuvinte dure și eu. Și nu cred că asta e o... Cred că, repet, trebuie să existe un alt... o altă dezbatere. Asta nu e o dezbatere în spațiu public. După care am început să-mi dea lecții. Dom'le, de ce n-a zis că e de la soție, că e întreținut? Dom'le, eu lucrez de la... Am lucrat în facultate și după asta am lucrat și am construit companii. Eu am avut la un moment dat, în media, 245 de angajați. 3 ani de zile le-am plătit. Nu mă întrebați cum, că nu-i simplu să dai 245 de salarii, să plătești impozite, taxe, să plătești chirii la 11 locații, să ai ziar tipărit, ziar online, radio, două emisiuni pe zi, una la radio, una la TV, pe zi, la televiziune locală, e drept. Și să scrii, că asta mă deranjează de la tot felul de sfertodoxi. Dom'le, eu 7 ani și jumătate, am scris un editorial între 2800 de semne și 7000 de semne, 6 zile din 7. 6 zile din 7, timp de 7 ani jumate, am scris editorial. Unul pe ziar național, pe săptămână, restul în ziarul local. Plus am făcut emisiune radio, emisiune TV. Adică eu concepeam împreună cu echipa mea emisiunile și când am ajuns la televiziunea națională. Adică să vii și să uiți toată această istorie, să vii, parcă am apărut acum 4 ani în politică. Eu am spus la început, domnule, eu nu vin în politică să mă îmbogățesc. Eu nu cred în sintagma lui Iliescu, sărac și cinstit. Eu vreau să introduc o nouă sintagmă în politică. Cred în sărac și cinstit la omul, la cetățeanul român. Cred în asta. Chiar cred în asta. Sărac, dar nu cred în politicianul care vine și spune, domnule, eu rămân. Eu vin și le-am spus acum 4 ani, există declarațiile mele când am intrat în politică exact în urmă cu 4 ani și am spus direct, domnule, eu vreau să introduc un nou concept, bogat și cinstit. Eu nu vin în politică să cheltui, să fac bani din politică. Eu am făcut bani, am ce-mi trebuie și vin să fac politică. Cât vreau să fac, când nu mai vreau să fac, nu sunt condiționat de politică. Da, dar românii au văzut politicieni români bogați și necinstiți. Hai, dar eu să vă spun ceva, dar întrebați-mi. Eu mi-am trecut în declarația de avere. Stilouri, ceasuri, tablouri, argintărie. Dom'le, nu vin, repet, acum ce să fac? Să-mi schimb ținutele, doar că unii să zic batistuță. Să nu mai umblu cu ceasul, să umblu neapărat. Am căutat, le-am zis, domnule, căutați-mi o racheta și o pobeda, să fie fericiți socialiștii și o să port racheta și pobeda. Nu asta e preocuparea României. România trebuie să tragă bani din PNRR, România trebuie să aducă investiții. Avem un moment, credeți-mă, momentul pentru România este astral. Bani europeni, PNRR, și s-a dovedit, Cluj, Oradea, Suceava, au dovedit că pot aduce bani, mulți, miliarde. Și pe lângă asta, jocul pe energie. România, dacă dezvoltă capacitățile de extracție pe gaz, crește capacitățile pe energie electrică, devine furnizorul numărul 1 în această parte a Europei de gaz și energie. Suntem în top 3 țări producătoare de gaz. Avem încă 40% din ce consumăm petrol din resurse proprii, restul îl luăm de la... Hai mai bine ziceți-mi ce faceți cu guvernarea PSD-PNL. Sunteți de 2 ani în acest mariaj cu PSD. Nu s-o rupe, și numai puțin, am văzut că sunt numai și numai măsuri acum care au impact asupra alegătorilor PNL. Antreprenori, clasa de mijloc, angajați din IT, da, care numai ei acum suportă costurile redresării economice. Eu vreau să cred că nu este o chestiune programatică, dar eu le spun tuturor, și colegilor mei și celorlalți din coaliție, domne, înțelegeți, dacă se închid companii românești,
dacă companiile românești nu sunt ajutate, dacă capitalul românesc nu este susținut, dacă sistemul de creditare, de impozitare, de susținere a capitalului românesc intră în sincopă, se gripează, România va avea o problemă. Pentru că nu veți mai avea de unde să împărțiți banii, că CFR Marfă în faliment oricum și jumătate din companiile românești, de stat românești sunt în faliment și le subvenționăm noi. Înțelegeți că banii în economia românească intră astăzi de la companiile private care își plătesc impozite și taxe, din diaspora, de la cetățenii din diaspora, 11 miliarde pe an. 11 miliarde trimit de la 200 de euro pe lună ca să-și țină bunica sau mama sau familia de acasă, la 1000 de euro când vin săraci în țară, vin și îi varsă în economia românească, de Crăciun, de Paști și vara. Deci 11 miliarde din economia din veniți de la frații noștri din diaspora, banii din impozite, taxe și bani europeni. Eu, dacă aud pe cineva, domne, ce ne dă nouă Uniunea Europeană? Păi vă spun eu ce ne dă. Fără banii europeni nu se dezvoltau orașe. Eu vă spun, dacă mâine mergeți să facem o analiză la Strasbourg, că suntem la Strasbourg, între școlile din Strasbourg, care e un oraș mirific, și școlile din Cluj-Napoca sau din Oradea, vă spun că școlile din Cluj și din Oradea, cele 178, respectiv 98 în Oradea, de școli, sunt mai utilate și mai modernizate decât școlile din Strasbourg. Sau din Lyon, sau din... Da, orașe mari, nu mă duc în Napoli, nu mă duc în Palermo, nu mă duc în zone mai săraci din Polonia sau din Spania. Nu, mă duc în zone ultra, ultra bogate. Și vă spun că le compar cu școlile din Cluj sau din Oradea. De asemenea, oamenii trebuie să înțeleagă ceva. În fiecare an, 830.000 de fermieri români primesc datorită faptului că suntem membri ai Uniunii Europene subvenția directă în agricultură, care înseamnă între 2,3 și 2,7 miliarde de euro, care sunt bani nerambursabili. I-am întrebat în urmă cu 3 luni de zile la o întâlnire cu fermierii la Bruxelles, după care la Palatul Parlamentului în România. De unde aveți? Zic, aveți subvenție? Da, de unde îi luați? De la APIA. Aha. Păi APIA ce e? Guvernul. Nu-i guvernul. Nu-i guvernul. APIA gestionează banii pe care îi dă apartenența noastră la Uniunea Europeană. Dacă dumneavoastră vreți să nu mai fiți membri Uniunii Europeană, rămâneți fără subvenție. Aveți tot subvenție? Da. Vă descurcați fără subvenție? Nu. Păi vă intrăm în faliment. A! Păi atunci țineți minte. Jucați cu partidele pro-europene, susțineți Uniunea Europeană, lăsați în jurăturile. A! Repoziționări, recalibrări, dorința de a ne spune cuvântul, da, dar fără banii europeni, gândiți-vă că în 5 ani de zile vorbim de peste 11 miliarde, doar subvenția directă, bani nerambursabili, plus fondurile structurale, plus coeziunea. De asemenea, am mai spus ceva, oameni buni, acum 4 ani în campanie electorală, mi-era rușine, pur și simplu, când peste tot unde mergeam în țară, am bătut aproape toate localitățile, în mașină cu Ludovic Orban, el fumând, eu omorându-mă cu țigările lui, 4 luni jumate, am dormit în 72 de hoteluri, niciodată mai mult de 2 nopți. În toată România, plus în diaspora. Aveam 2680 de școli, din 16800 de școli, cu toaletă în curte. Dom'le, când vă întreabă pe voi, mai ales pe zona noastră, noi avem 1300 de primari, aproape 1268 de primari, în zona rurală. Zic, când vă întreabă ce a făcut PNL, în afară că a gestionat criza energetică, criza sanitară, că a adus bani europeni, că a făcut asta, că a ținut stabilitatea și linia europeană, fără toate astea. Bă, și pot veni cu multe măsuri pe care le-am. Spuneți-le următorul lucru. Am avut 2680 de școli cu toaletă în curte și astăzi mai avem 146. Cum? Da. Restul de 2500 de școli, medie, au fost modernizate și nu se mai duc copiii și profesorii, învățătorii la 80, 100, 40, 30 de metri prin frig, ploaie sau la plus 40 de grade, ci știți câte că din 2500, 2100 au fost modernizate cu bani europeni? N-am știut, domnule. Problema nu e a voastră că nu știți, problema noastră că nu explicăm. E ca și cu subvenția directă. Știți că Clujul lui Emil Boc și Alin Tișe și Daniel Buda, Clujul a luat mai mulți bani europeni decât a luat Malta și Cipru la un loc? 4 miliarde contracte semnate. Știți că Oradea, lui Bolojan, a luat bani europeni 2 miliarde? Că Suceava 1 miliard și jumătate? Și că
Cele mai multe comunități conduse de liberali sau de dreapta, de useriști, s-au dezvoltat exclusiv cu bani europeni, nu cu bani de la guvern. Comunitățile de stânga, socialiste, așteaptă programe guvernamentale. PNI, PNDL, 1, 2, 3, 4. Angel Salini e făcut de noi. Păi da, și i-ați dat afară pe USR. Păi nu, Angel Salini e făcut ca să completeze, pentru că nu poți să iei peste tot bani europeni, și am făcut Angel Salini ca să poți să dezvolți zona rurală. E făcut exclusiv pentru zona rurală, nu intră orașele peste 5.000 de locuitori, nu intră județele, consiliile județene și nu intră nici orașele mari, centrele urbane. Gândiți-vă că noi conducem 15 reședințe de județ din 40 și 17 președinții de consilii județene. Ăsta e realitatea, dar despre asta trebuie să vorbești. Cât România avea 72%, 68% dintre localități nelegate la rețelele de apă canal. Dom'le, după 4 ani, prezentăm câte am legat noi pe apă canal pe Angel Salini. Câți am folosit bani europeni. De asemenea, România avea o problemă cu dispensarele comunale orășenești. Câți bani am adus din PNRR pentru asta? România avea o mulțime de probleme pe zona de infrastructură rutieră și feroviară. Cât kilometri de autostradă sau de cale ferată refăcută au fost făcute cu bani din PNRR sau cu bani din fonduri europene? Dacă explicăm toate astea, românii redevin cei mai pro-europeni, cea mai pro-europeană națiune europeană. Pentru că după decizia Schengen, nedreaptă din urmă cu un an, România din top 3, cea mai, alături de alte două state, în top 3 timp de 15 ani, cei mai pro-europeni cetățeni, s-au dus în coada clasamentului în toate cercetările sociologice și au ajuns în top 3 de la coadă.